Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la Căsuța din copac! Acesta este un tycoon. Henry n-are rog să intre, deoarece ăștia care au făcut jocul sunt genii. Și am să mă joc doar eu, dar stați puțin să văd, acolo este căsuța sunt, mea viitoare. Sunt genii, că dacă vrei să te joci, poți să mergi pasul, meargă repede. Dacă vrei să te joci în doi, nu te lasă și pe tine. Așadar, mă voi juca doar eu. Așa, ca să văd când intri. Și Felix mă va îndruma. Hai să vedem cum îndrumă Felix, să vedem dacă are strategii bune. Shack Floor, 50. Ia-ți banii. Stai să vedem, 29, de unde pot să-mi iau, de aici? Da, așa mă duc acolo. 58, deja-s bogătașă. Ia uitați, aici îmi voi construi eu o căsuță minunată. Prima să-i covorul? Ce nu vreau să-mi iau covorul, Shack Walls. Ce vrei să-ți iei, covorul? Peretele. Dar banii ți apar sus, nu trebuie să-mi iau. Ce fain că nu trebuie să mai merg după ei. Haideți să ne luăm pereți, ia uitați. Ce fain este. Ce fain, acum avem bani și de covor. Sau să ne luăm acoperiș. Hai să ne luăm acoperișul. Asta e casa din copac, arată casa de pe jos. Casa de pe jos. Asta e casa de pe jos. Dar știi ce? Îmi place că îți cresc banii destul de repede. Ia uitați, acesta Ginger este painting. Coverul meu și urmează să-mi iau și un tablou cu turtă dulce, Felix, da. Cum îți place ție. Și ție îți place. Dar uite puțin afară să vezi dacă mai sunt modalități de a face monei. Dar nu vreau să am spoiler să văd. Nu, modalități dacă poți face monei. A, păi nu intră la cu... Ce stea? Asta sunt chestii care îți fac zbor, nu ne trebuie nouă. Astea sunt chestii cu bani. Ia uitați, toate cu bani. Scumpe. Nu hashtag scump. Scump. Haideți să vedem dacă putem să ne luăm tabloul. Yeah. Ia uite. Banii deasupra-i tăi. Tablou! Și văd că dacă ții câte o chestie de bani. Nu? Mi-a dat $34 pentru asta. O să dă $34, ori îți dă mai mulți că... Ia să vedem. Ușa de sticlă? Asta este o căsuță modernă. A, nu, n-ai înțeles, Cristina. Tu când îți cumperi ceva, îți dă din ce în ce bani mai mulți. Da, îmi dă din ce în ce bani mai mulți. Ia uitați, hai să ne luăm... Cu cât cumperi, cu atât crești mai șmechere. Cărare. A, de gheață. De gheață și alunecăm pe ea. Ia uitați, side walls. Ce să-mi cumpăr de aici prima dată? Nu știu, Cristina, tot ce poți. Front walls, asta e puțin, asta e altă căsuță. Nu știu care, poate face... Aia e mea de scule, de unelte, știi? Am înțeles. Hai să vedem front walls, să vedem cum ar arăta. What? Felix, asta este cetate din copac. Ia uitați ce am aici. Adevărul că nu mă așteptam la așa ceva. Nu mă așteptam. Haideți să văd aici, sidewalls. Pentru că ne facem un zid, vedeți? A, n-ai un comis 38. Deci de fiecare dată tu când îți cumperi ceva, îți crește mai mult banii. Da, îmi dă niște bani. Pe secundă care ți-i dă, știi? Backwalls. Haideți să ne punem și eu zid în spate, că știi cum e casa. Ca să nu vină nimeni. Aici faci casa din copac? Da, îmi fac casa din copac de parlamentar. Da. Haideți să-mi iau și cealaltă parte de tu de pereți, dar imediat cum ne cresc banii. Cred că la 10 secunde, așa. Oh, ia uitați, ne-am făcut tot zidul. Acum nimeni nu mai atacă. Și acum ce înseamnă asta, hedge ăsta? Buruiana din aia. Buruiana? Mi-e place buruiana. Nu e buruiana. Nu știu ce e chestia asta. Aveți idee? Aici stai și te bronzezi? Cristina, îi place bronzul. Sau ce se face bufet suedez, știi? Bufet suedez, afară, să vină musca. Vine așa la musca. Acum hai să-mi iau și chestia asta. Nu o să-ți iei umbrelă. Umbrelă! Felix, să zic eu că aici se face un eveniment. Că uite, ce avem eveniment? Bufet suedez, dar e fără mâncare deocamdată, e la dietă. Și ia uite, avem și umbrelă imediat. Așa. Umbrelă! Umbrelă e faină. Ice pool. Ia uite! Stai puțin. Piscină cu gheață? N-am întâlnit niciodată piscină cu gheață. Am întâlnit piscină de gheață, dar piscină cu gheață. Stai puțin, noi suntem la munte. Înțeleg. Și cum te bronzezi la munte? Cu ce bronz? Dar să știi că bronzul de munte e foarte bun. Și cum te bronzezi? Dacă bate soarele, te prinde foarte bine. M-am bronzat eu odată. Prin casă nu mai faci nimic? Prin casă nu mai fac nimic deocamdată. Mi-ajunge doar un tablou. Aici mă reculeg eu. Cred că ai bani acum să cumperi aia. Aici este zona care vin să mă reculeg. Am înțeles. Și după aia mă culeg și iar mă reculeg și tot te culegi din nou. Ok, fără culegeri, vă rog. Trebuie să cumperi separat gheața, am văzut. Vai, dar ce fain, nu am mai avut niciodată piscină de gheață. Ia uitați, este foarte răcoritoare într-o zi de vară. E goală, trebuie să cumperi gheața. E goală. E la fel de goală ca o altă piscină a abonaților. Știu ei despre ce e vorba. Tu nu știi, tu habar n-ai. Tu nu știi deocamdată. Na, și acum tu trebuie să-mi fac piscina. Ia uite, e un not, știi? Sigur un not, un fel de cremă de lapte. Vai, dar ce fain e. Foarte fain. Stați puțin. Ne putem lua chestii care plutesc pe apă, ia? Ce e asta? Ai, din aia care se bronzezi. Ce faină! Bă, nu mă așteptam să fie așa de fain tycoonul ăsta. Foarte distractiv tycoonul ăsta. Tu l-ai găsit. Eu l-am găsit și chiar aveam nevoie de o zi la piscină. Ia uitați.
Este minunat. Acum avem și chestie dintre asta, bufet suedez pe cealaltă parte. Am înțeles. Dar nu știu, uite, uite acolo. Copac de Crăciun. Uite, bufet suedez pe cealaltă parte, vedeți? Păi când o să fie asta plin de mâncare. Acum, ce ne facem? Ce Christmas tree? Dar poți cumpăr doi copaci de trees, Crăciun. Trees, trees. Dar stai puțin. Deci noi aici suntem la munte și... Și unde tot timpul sărbătorești Crăciunul la munte. Oh, that's fine. Cu cadouri! Să știi că mi-ar prinde bine un cadou. Mi-ar prinde bine un cadou, Felix. Mie două. Ție două? Ia uitați ce frumos, cu cuburi și cu stea. Este fain să poți să stai și la piscină și să ai și Christmas tree în același timp. Mie îmi place ideea. Păi, ce e asta? Hedge on side. Haide să luăm și pe asta sau ceilalți pomi? Vrei pomi, haideți ia? Să ne luăm ceilalți pomi. Da, vreau să-mi iau de grijă cu copacii. Ia să vedem unde apar. Ah, acolo apar. Oh, ce drăguț. Acum... Roblox statue. Din ce mai scumpe sunt. Vedeți? Asta e faza. Dar știi că știi mai mulți, dar din ce mai scumpe și de fapt e în același timp totul. Da, e aceeași chestie de fapt. Ok, haideți să cumpărăți vedem. Cumpărăți ăsta că dăm mai mult. Ne luăm asta. Hedge on side. Așa. Uite, se pare că mi-am pus soculul ăsta trebuie să pui peste tot, știi cum este. Și mai am de pus mai la spate acolo. Dar nu știu exact unde pot să cumpăr. Poți să cumperi acum în casă, nu mai poți să cumperi nimic, a? În casă nu, Felix, aici nu mai pun nimic aici, ce nu înțelegi? Este relaxarea mea, ordine și disciplină, minimalism. Aici mă vin eu să mă simt bine. Ce okay. Cumperi prima oară, statuia sau asta? Tree roots, pentru că e mai ieftin, dar știi? Dar ce, bureană de rădăcină de copac? Rădăcinile de copac, nu știu exact. Hai, fate, 350, că sunt foarte curioasă. Rădăcina unui copac mare pe care, da... A, înțeleg! Aici urmează să noi să ne construim copac, casa înțelegi? Din copac. Și ai pus rădăcina, tree trunk. Frate, ia uitați. Asta rădăcine, după aceea pui bușteanul. Astea sunt rădăcinile. Da. După aceea pui bușteanul. Tree trunk. Bine, eu zic să ne concentrăm pe asta și la sfârșit ne luăm statuia. Ce-ți faci statuie când, înainte? Când ai bani, open shop, cât când ești bogătaș? Cât e shop-ul? Open shop, ia să vedem. Băi, e cu mulți bani și ți-ai dintre alea chestii nu care te ajută... Infinit cash cât costă de curățate? Infinit cash? 2000! Du-te, bă, de aici! Asta vine 50-100 de lei. Știți ceva? Ne descurcăm și prin forțele proprii. Ai, Cristina! Ce copac mare! După aceea cumperi crengile cu 400. Oh! Tree branches. Învățați și engleză cu noi. Tree branches înseamnă crengi de copac. Dar asta nu e casa din copac, asta este palatul din copac. Palatul din copac. Și ai și piscină, vai de mine. Felix, cât se fac 400 aici, mă duc să mai fac o tură în piscină și eu merg pe alei de gheață. Când eram copil, mi-aș și dorit să fie alei din trase de gheață. Dar și balustrat de gheață ai? Și n-am balustrat de gheață. Oh, facem o tură în piscină să ne recorim. Ca și cu mie ceva să mănânci, mă trebuie o lingură. Dar trebuie și niște cereale. Și merge cu cereale, nu știu de ce. Tree branches. Ia uite-te. Wow, zici că znori. Ia uitați. Wow, ok. Este foarte frumos acest copac. Este plin de alb. Și acum zăpada, să cumpărăm zăpadă? Păi să fie zăpadă peste tot, nu? Sau să ningă de sus, că nu știu, nu înțeleg. Una din două. Ia să vedem. Acum se face mai puțin secunde. Voi de care credeți că ninge? Cred că ninge de sus, pentru că și la ceilalți am văzut. Ia. Unde-i? Unde-i zăpada? Unde? Cocolișilor, dacă voi vedeți zăpada, ziceți-ne că noi nu o vedem. Unde? Unde este zăpada? Unde? Support blocks. Măi, nu știu unde este zăpada. A, uite, până o venit din cer. A, înțeleg, ea era undeva foarte sus și până ce a căzut a durat ceva. Foarte bine, haide, facem Are logică, știi? Aștept până vine, 11 minute. Așa zice că aștept 11 minute până când zăpada. Uite ce frumos, vai, ce frumos este, Cristina. Și mie îmi place. Ce copac pătrățos, Robloxan așa. Da, mai Minecraftos așa. Ce ai luat, ai support blocks? Ladder to teleporters. Pe scară. Bune. Ne putem teleporta până în copacul ăsta minunat? Îți dai seama. Wow, ladder to teleporters. Dar durează ceva până ce o facem, că îi costă 500. Până una, haideți să mai admirăm aici puțin. Da, copacii ăștia sunt, de Crăciun sunt senzaționale. Știu. Zici că-s făcut cu DIY-uri, chestii de hârtie, nu știu, îmi place foarte tare. Acum... Banii cresc destul de repede. Da, asta zic și eu. Îmi place că este câte un copac așa pentru fiecare. N-ar fi copaci așa frumos să crească cu tot cadouri de Crăciun? Ăsta ar fi un miracol adevărat. Ah, cam fain. 473. Gata, poți să te duci. Mi-e place ce foarte mult că nu trebuie să mai duc să-mi iau chiar banii și mi-apar sus. Direct în portofel. Hai să urcăm pe scară, să fiți pregătiți. Nici n-a stat pe gânduri, gamerița. S-a dus într-o secundă. N-a stat pe gânduri. Ia uitați ce frumos urc în căsuța mea din copac, care seamănă cu căsuța noastră din Minecraft, Felix. Cam seamănă. Uite, house base.
Baza de casă. Poți să sar acolo? Sar jos, sar. 2, 3 și... Camerița! Nu! Îmi place că în Roblox nu poți să ieși nimic în sari. Da, îmi place foarte tare. Asta este o combinație. Cristina, ce ți se părul acolo? Da, Felix, că e prea lung. Mie se părul, e prea lung. 600 de dolari avem nevoie aici. Mă întreb, oare cum o să arate? Nici nu vreau să mă uit la ceilalți, nu vreau să am spoiler. Sper să arate super bengos. Ia, dar ce sus e, nu ți-e frică? Păi dacă vă nu pățești nimic, de ce să-mi fie frică? Haide, ține pumnii să facem banii. Ba, acum aș putea să intru și odată, deja e super avansată. Acum vrește să vei, dar și eu sunt foarte avansată. Oh my god, nu vreau să mă uit. Ah. Și acum pot să trec aici. Ia uitați, ne punem podea, ne punem ușă. Deci fii atent, ușa. Îți pui ușa sau pui podea? Și aici în spatele ăsta ce credeți că avea? O piscină, Cocos Cristina. O piscină suspendată? Ar merge bine. Nu te uita, nu te uita. Nu mă uit, mă uit într-o parte. Tu știi că există un hotel undeva, tot așa la munte, care are o piscină exact așa pe suspensii dintre astea. Serios? Așa înalte? Da, nu chiar atât de înalte, dar la jumate. Ce nebun sunt. Da, și o să fie fain acolo. Ce-ți cumpere, podeaua sau ușa? Mi-ar plăcea ușa, că e și mai ieftină. E prima, ce ziceți? O luăm? 475. Haide, gata. Dăm bani. Îmbogățește-mă. 500, mi-am mai jumătate bani. Bă, dar asta e ușa de vilă. E deschidă. Se poate deschide? Nu, mergi bine. Așa. Se deschide cu nasul. Cocolișilor, mie ușa asta îmi pare a fi ușa de vilă. Asta cred că înseamnă că o să-mi construiesc aici o casă foarte modernă. Deci hai să o lași deschisă, că știi cum este, mai bine aer curat, așa. Hai să o lași deschisă, nu se știe. Aerisim. Aerisim. Că în spate nu se aerisește. Haide, fă-te bani, că am nevoie să fac. Nu, dar să ai o casă ta de sus, vezi mă ce priveliște ai. E ca un munte. Da, și mai ales dacă ai muntele și în spate. Și jos ai baia. Nu știu cum faci. Când mai mergi la baie. Pe scară, uite aici. Știu, dar până nu te trezești noaptea. Mă duc la baie. Vin de la baie. Dar să știi că faci aici. Am uitat hârtia, mă reîntorc. Am uitat hârtia. Ok. Aruncă-mi de sus. Ajunge bucăți. Ok, haideți că avem deja bani să ne luăm și pe jos. Și acum ne putem lua ferestre, pereți. Sau birou. Ce vrei, birou? Să-mi iau birou, frate, să-mi pune ce să fac temele prima dată. Nu pentru teme, așa să ai birou. Pentru calculator. Pentru laptop. Birou pentru laptop. Haide, fă-te 300, că sunt foarte curioasă să văd. Sunt curioasă să văd cum arată biroul, nu de alta. De marmură! Și computer! Ce birou e ăsta, Cristina, că nu ai unde să-ți bagi picioarele. Într-adevăr. Cocolișilor, sunteți curioși să vedeți cum arată computerul, dacă e laptop, dacă e Apple, dacă e ce-o fi, Samsung. Eu cred că o să fie o cărămidă. Lampă poți să-i ții, că e ieftină. Lampă. Unde e lampa? O vezi tu. Lamp. Dar aș fi vrut să-mi iau calculatorul. Ia ce vrei tu. Hai că sunt foarte aproape de calculator. Gata, am bani de calculator. Arată bine. Arată bine? Ia uitați, are și mouse confortabil. Este ergonomic. V-am zis că mouse-ul va fi, sau ceva va fi o cărămidă. Este ergonomic. Acum avem 207. Eu zic să ne luăm scaunul, ca să putem să stăm pe el, să nu cumva să stăm în picioare. Haide. Fă-te scaunelule. Cum, ești confortabil sau tot cărmi? Felix, ăsta e de gamer. Nu te așteptai la așa ceva, la nu? La așa ceva, nu. Am crezut că va fi un fel de cărămidă și voi la fel ați crezut, cocolicilor. Scaunul ăsta e foarte fain. E chiar confortabil și roșu. Ca pentru fete. Sau ca pentru băieți. Ce ți-ai acum? Lampă. Este foarte necesar o lampă. Ia uitați. Am o lampă. Ce frumos. La sfârșit cred că o să-mi iau și pereții. Window, roof, poți să iei acoperișul de acum. Epic Duck Collection. Balconii. Felix, uite, acolo era balcon de Romeo acum? Și Julieta. Couch. Canapea? Canapea. Da, tu nu-ți cumperi house wall 650? Ce vrei să-ți cumperi? Vreau să-mi iau, hai să-mi iau bookshelf, că de ăștia am bani. Dar e fără book. Am crezut că îmi dă cu cărți. Poate le cumperi separat. E bookshelf, nu-i bookshelf da. With books. Books. Acum, cine putem lua de bănuții ăștia? Ia să vedem, avem aproape 300. Care este cea mai ieftină pe care o putem? Windows. Duck Collection. Epic Duck Collection. Ne luăm Epic Duck? Da. Haideți să ne luăm Epic Duck. Unde? Purchase successful. Întoarce, unde e rața? Ai pe birou! Ha-ha! Se uită la mine. Dar asta nu sunt rațe din la care faci baie. Ba da, Felix. Sunt rațe de care faci baie cu ele când ești bebeluș. Acum mai avem și Evil Duck. Astea-s epic, astea-s bune. Cocolicilor, după cum vedeți, Felix
a dispărut, deoarece a primit un telefon și a trebuit să răspundă la el. Așadar, am rămas doar eu aici ca să continui jocul și știți ce înseamnă asta? Că o să-mi fac de cap. Adică, am să-mi fac de cap, să fac cea mai faină casă aici. Să mă gândesc cu ce să continui eu. Mă bate gândul de balconul ăsta, deci mă bate gândul. Ohoho! O să avem și televizor! Stați puțin că deja putem să ne luăm. Dar stai, asta nu e televizorul. Asta este mobilierul. Frate, dar jocul ăsta îmi place foarte tare. Cred că ar trebui totuși să ne luăm și niște pereți. Hai să ne luăm pereții. Îmi construiesc casă în copac. Acum chiar arată ca o casă și nu doar un mobilier pe care l-ar putea lua vântul. Ce să-mi iau de aici? Ferestre? Hai să-mi iau ferestre ca să nu-mi bată vântul chiar tare. Dar ce ferestre pătrățoase. Mi-ar fi plăcut totuși să am niște ferestre mai mari. Acum, aici merge bine o canapea, dar trebuie să așteptăm să ni se facă bănuții, pentru că și deoarece canapea o costă $550. Bă, ce canapea scumpă. Măi, cocolișilor, eu am crezut că asta este camera, dar se pare că este doar un birou. Deci cum intri, vii direct la birou. Și am crezut că este un balcon următorul, dar balconul este mult mai mare decât căsuța. Sau să înțeleg că de fapt nu este balcon, chiar este un living room. Haideți că avem bani de canapeluță. Ia să văd dacă e confortabilă. Oh, are pernuțe! Și chiar 3 pernuțe! Eu zic că e destul de confortabilă și este din lână împletită. Mi-ar fi plăcut totuși să fie mai colorată. Dacă eram eu designerița, o făceam galbenă cu niște pernuțe roșii și roz și cu una turcoaz. Ce ziceți? E faină culoarea. Ok, acum eu zic să mai lăsăm să mai ningă și să nu ne punem acum acoperișul pentru că este romantic. Haideți să vedem televizor! Ce mare e televizorul ăsta! Și are și buton. Nu apăsa butonul, bă, dar am să-l apăs cu nasul. Hai că arată foarte, foarte bine. După cum văd eu, urmează să ne luăm și niște scaune de la Ikea. O masă de biliard! Pe bune! Cine aduce o masă de biliard în casa asta foarte mare de pe copac? Evil Duck Collection. Bă, n-aș investi în Evil Duck Collection. Cred că o să apară în partea stângă și o să aibă niște ochi dintre aia răi care se uită la mine și nu vreau așa ceva. Haideți să ne luăm masa de biliard. Ia uitați, joc biliard în aer. Voi vă pricepeți să jucați biliard? Ați jucat vreodată? Eu am jucat odată când eram mică și după aceea am jucat când eram mai mare. Deci de vreo 2 ori, cred. Acum, top leaves. Ne punem frunze frumos aici ca să ducem natura. Haideți că se pare că ni s-au adunat deja banii pentru scaune. Să văd cum sunt. Astea sunt mai mult decât scaune. Astea sunt fotolii în care stai confortabil și te uiți la televizor, dar totuși mi se pare prea aproape. Mi se pare prea aproape de televizor. Eu aș fi pus cumva altfel aici, ca să nu fie chiar atât de aproape. Acoperișul deocamdată nu-l iau, pentru că am zis că vreau să mai ningă. Mă bate gândul să iau frunzele astea de deasupra. Ce ziceți? Credeți că o să arate bine? Dar ceva nu înțeleg eu. Avem pereți doar în față și aici nu mai avem pereți? Care este ideea? Sau credeți că odată ce o să avem frunzele, ne arată și pereții? Cât costă? 650. Numai bine, ne mai rămân niște bani de buzunar. Unde sunt? Astea? Oh, ia uitați! Se pare că asta este... Haideți să mergem puțin aici în față și să vedem cum arată frunzele. Ia uite! Astea sunt frunzele de deasupra. Din câte văd eu, sunt niște frunze închegate cu zăpadă aici. Ia uitați. Pot să merg pe aici? Pot să merg pe aici să fiu șmecheră? Oh! Chiar îmi place. Îmi place foarte tare ideea de această căsuță. Ce ar trebui noi să cumpărăm nou? Bridge to water slide. Pe bune, jocul ăsta devine din ce în ce mai fain. O să avem și un tobogan cu apă. Hai, de $700, fă-te repede, fă-te. Ăsta este podul. Support beams. Ok, stați puțin. Deci ăsta este un pod și după pod o să avem un tobogan care duce până acolo la munte în jos. Mi se pare nebunie totală.
Ia să văd dacă de aici pot să sar direct în piscină. Stai, sar aici. Au, am sărit pe ramură. Era cât pe ce să sar direct în piscină. Nu! Haideți să ne bălăcim puțin în piscină până ni se fac 700 de dolari, pentru că sunt foarte curioasă să văd cum o să arate acel tobogan în apă. Eu am văzut tobogane dintre alea foarte mari și înalte. Nu aș avea curaj să mă dau pe ele, vă zic sincer, sunt foarte fricoasă din acest punct de vedere și chiar nu aș putea să mă dau pe ele. Dar în Roblox cu siguranță aș putea să mă dau. Aici chiar mă simt foarte curajoasă. Păi ce să nu te simți curajos dacă doar stai de pe scaun? Nu e așa? Haideți să intrăm. Mi-am luat rățuștele! Dar astea chiar într-adevăr sunt rele. Ia uitați ce față au. De ce ai ține așa ceva pe birou? Nu știu. Astea sunt bune și astea sunt mai puțin bune. Eu pe astea nu mi-a plăcea de ele. Bine, se pare că am cheltuit, dar în același timp am și strâns. Ia uitați, avem deja 1000. Pe bune? Să înțeleg că va fi un tobogan dintre ăla uriaș dacă are nevoie de suportul ăsta, de susținere. Ia uitați și voi. 500 de dolari. Se pare că avem și reguli. Ia uitați. O singură persoană pe tobogan deodată. După aceea trebuie să urmezi instrucțiile care ți le dau bodyguards-ii. Nu bodyguards-ii, salvamare, eu știu cum se cheamă. Acum nu avem voie să fugim, să stăm, să îngenunchiem, să ne rotim sau să ne vârtim pe aici, să ne împiedicăm în pe tobogan, pe aici, pe chestii. Wow! Acum nu avem voie să ne scufundăm și nu mai știu ce înseamnă chestia asta. Leave the plunge. Ah, și imediat după ce am intrat, trebuie să ieșim repede, repede din piscina aia. Acum avem doar 762 de bani. Imediat cresc la 900 și ne luăm toboganul hashtag 1. Să înțeleg că vor fi mai mulți? Ai de capul meu, m-am dus! Asta se pare că va fi piscina, dar deocamdată nu este plină cu apă, este o piscină goală. Dar pot să zic că a fost destul de interesantă experiența să mă duc de pe tobogan direct aici jos. Oh my god, de gheață, frate! Trebuie să aveți grijă, ați văzut că este destul de periculos. Acum, să văd cum reușesc eu să mă duc la mine acasă. Ceilalți de pe hartă se pare că deja au plecat. Sau a mai rămas cineva aici, dar încă 2 persoane, cred. Dar eu cred că sunt cea mai avansată, deoarece eu am căsuța în copac. Hashtag vilă. Acum, haideți să mergem repede, repede, repede. Uite așa. Până la casa mea cea minunată. Și m-am învățat minte, ați văzut? Nu mă voi mai duce pe tobogan. Trebuia să ascult regulile. Ați văzut ce am pățit? M-am dus înainte ca să fie totul ansamblat. Ai de capul meu! Haideți să mergem repede, 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 dar ce înalt este! Mi-am făcut un tobogan aici, o casă foarte înaltă. Acoperișul să mi-l iau acum? Hai să mi-l iau totuși, că nu se știe, poate mai îmi dă niște chestii în plus. Ia uite, mi-am făcut acoperiș, dar mi-am făcut acoperiș doar la cocoscioabă. Am crezut că o să-mi fac acoperiș aici. Se pare că în partea asta de balcon nu avem balustradă și putem oricând să cădem, dar asta este parte de distracții. Televizor, biliard și tobogan pe apă. Bă, eu zic că este echilibrat. Haideți să ne luăm water slide 2, hashtag 2. Cred că o să fie un total de 3. Da, ia uitați, asta este al treilea care costă tot 900. Aici curge apa. Să știți că dintre astea există realitate și sunt foarte curioasă dacă înainte ați avut ocazia să vă duceți pe vreun tobogan dintre ăsta. Eu nu m-am dus. Și eu sunt mai fricoasă când vine vorba de tobogan dintre ăsta așa de înalt. Deși când eram copil, toată ziua stăteam pe tobogan. Bine, dar nu atât de înalte ca astea, așa abrupte. Te rog, fă-te aici 900 de dolari pentru că am de gând să-mi iau următorul tobogan. Vreau să fie 3 și următorul să fie roșu sau roz. Ce culoare credeți că o să fie? Țineți-mi pumnii pentru unul roșu sau roz, vă rog. Haideți să vedem că nu mai avem atâta de mult și imediat ajungem. Hai, fă-te 900, 900, 900.
Haide, 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 că-s foarte curioasă. Este roșu! Acum avem succes. Din câte văd eu, acolo jos, trebuie să mai facem o investiție și să mai cumpărăm ceva. Haideți să mă duc, pentru că aici nu văd să mai cumpărăm ceva. Se pare că a noastră căsuță este gata. Stați puțin să mă uit cu atenție. Poate avem ceva la intrare care mi-a scăpat. Nu, se pare că este totul în regulă. Am cumpărat tot ce am avut de cumpărat, am făcut investiție foarte tare. Cred că Felix ar fi mulțumit de mine de ce am reușit să fac. Și sunteți gata să ne ducem pe tobogan? Sunteți gata că dacă nu vă iau cu lopata, să ne ducem pe ăsta roșu? Hai să ne ducem pe ăsta roșu, deși mi-ar fi plăcut. Oh my god, stați puțin, ia uitați. Ăsta roșu nu te duce drept. Ăsta este mai nebunie, hai să mergem prin el. Oh my god! Ce distractiv a fost! Dar, acum țin minte, când eram la mama în Israel, m-am dat pe un topogan dintre ăsta, așa destul de înalt, și eram într-un sac, ca să alunec mai tare, dar jos nu era nicio apă, nimica. Era așa, ajungeai normal. Secret Lair, bârlogul secret care costă $1,000! Noroc că avem bani, că suntem bogătași! Ia uitați! What?! Stați puțin! Ce nebunie asta? Din piscină am sărit într-un bârlog secret? Și trebuie să ne luăm și o ușă la bârlogul nostru secret care costă $450? De cum mă mai întorc la căsuța mea din copac? Am crezut că asta va fi o piscină! Pe bune! Stați puțin! Nu pot să înțeleg! Ia uitați ce ușă uriașă! Ați mai văzut voi vreodată o ușă atâta de mare? Putem să mergem prin ea? Oh, am deschis-o cu puterea minții. Lair Floor 700. Au, te rog frumos, nu-mi închide ușa în nas. Stai, acum, 700. Bă, nu mai închide ușa în nas, te rog frumos. Stați puțin. Ne-am făcut un bârlog ascuns care este sub copac? Dacă înțeleg eu bine? Stați puțin ce se întâmplă aici. Mi se pare foarte periculos. Ia uitați. Deci toată chestia asta, bârlogul nostru secret, am înțeles, este sub copac și sub piscină și sub toată nebunia pe care am avut-o sus. Wow! Cu siguranță aici nu ne va mai găsi nimeni. Acum avem aproape 700, de fapt $750 și trebuie să mai adunăm puțin ca să facem 950, să ne luăm pereții bârlogului. Cum credeți că vor arăta pereții bârlogului ăsta? Credeți că va fi mare? Gata, deja am făcut banii. Nu mă așteptam la așa ceva, cocolicilor! Asta e un fel de pivniță! Un fel de castel subteran! Pe bune, stați puțin, că dacă mi-au pălăria asta... Căști? Stați puțin, mi-am pus căști și ăștia o să-mi facă să-mi dea bani mai mulți? Stați puțin, asta este încă o pălărie. Știți ce cred eu? Că de fapt mi-am făcut aici un mall subteran, sub casă și este numai și numai al meu. Și eu fac aici cumpărături de pălării și ochelari. Oh, what? Ce tare! Sincer, nu m-aș da la asta, o căsuță din copac plus mall pe dedesubt. Hai că-mi place! $400 pe următoarea chestie, care sunt niște urechiușe dintre astea. Oh, ce fain! Mai avem încă un headgiver, care costă de data asta $500. Sunt curioasă să văd aici ce îmi va da, pentru că se pare că mă voi împopoțona din cap până în picioare. Știți ce vreau eu? Să-mi dea o rochiță. O rochiță. O rochiță, toată lumea. Toată lumea, spuneți acolo, rochiță, rochiță. Ia să vedem. 500 deja am nimerit. Altă pălărie. Măi, dar eu chiar am de gând să mă împopoțonez aici. Cocolicilor, se pare că asta este ideea. Mi-am făcut o casă în copac. Ca mai apoi să-mi fac un bârlog secret, care este de fapt un mall secret. Dar eu aș vrea să împart acest mall cu voi, așadar am să mă opresc aici și considerați-vă invitați
puteți să veniți aici, dar pe rând, câte unul, da? Câte unul aici la mall și nu uitați să vă spălați pe mâini. Haideți să ne luăm ultima chestie să vedem. Ce e asta? Vedeți? Mi-am pus și mască. Așa trebuie să veniți la mall. Eu m-am distrat super tare și chiar nu mă așteptam să se termine cu ideea asta. A fost un episod foarte tare, așadar vreau să apăsați butonul de coco-like, să scrieți în comentarii ce vreți voi, iar noi ne vedem data viitoare. Pa!